În continuare vom aborda o temă foarte și foarte actuală, mai ales pentru tinerii părinți. De ce nu? Astăzi o să învățăm să avem grijă de aspectul manualelor. Cum reparăm coperta deteriorată sau cum aranjăm la loc filele desprinse. Am invitat-o la noi pe Ecaterina Țigan, conducătoarea unui cerc de activități extracurriculare pentru copii, care ne va învăța cum să reîmprospătăm vizual biblioteca. Avem vreo șansă să reparăm... Bine ați venit! Avem vreo șansă să reparăm aceste manuale care chiar de la început de an vin peste noi și ne sperie că trebuie să le folosim un an de zile, dar paginile deja zboară prin casă. Deci, într-adevăr, bună ziua! Sunt așa cazuri când, într-adevăr, primim niște cărți într-o stare foarte, foarte, foarte deplorabilă. Deci asta a fost o carte, într-adevăr, primită, ruptă. Am folosit lipiciul, parcă transparent, dar a fost adăugat și o copertă din carton. Adică să o facem mai grosuț, adică să nu se rupă. Care sunt cărțile care au de suferit cel mai mult? Pentru că noi știm că sunt și cărți cu copertă mai groasă, cartonată, dar sunt și astea moderne, care parcă înainte eu țin minte... paginile erau cumva cusute, cu at, cu fir. Deci deja... am și așa o carte, copertă mai grosuță, într-adevăr, coperta este groasă, dar vedem că și la ea colțurile se deteriorează. Însă coperta rămâne dreaptă. Dar și ea ar fi bine să fie învălită, colțușoarele au ascunse, ar fi minunat. Dar cel mai rău caz este cărțulile care sunt cu o copertă subțirică, și ele chiar se rup și copiii noștri cam să învățați să nu prea aibă grijă de manual. Corect, ei își amintesc de asta doar în luna mai, când trebuie să le întoarcă înapoi. Încă bine dacă o găsește. Dacă încă o găsește. Cum să facem dacă sar foile din carte, paginile sar? Cum să le lipim la loc? Dacă sar foile din carte, da, iarăși, vine în ajutor lipiciul transparent, clasic. Adică el este clasic. Dar putem folosi și cleiul PVA, deci el ajută. Unica că durează mai mult până se usucă cleiul și se lipește și alte pagini. Totuși mai bine folosim lipiciul. Iată, dacă, de exemplu, avem o carte care e vai de capul ei, cu ce începem? Presupun cu coperta, sau? Mai întâi începem cu coperta. Deci prima ce facem, luăm o foaie de carton. Se poate de culoare albă, se poate de alt fel de culoare, așa cum doriți. E mai grosuță. Așa. Și o adăugăm pe partea din... Mămici, vă rog, atenție, pentru cu siguranță veți face asta. Vreți sau nu vreți, vă place sau nu. Deci părțile care sunt în plus, le tăiem. Așa. Și le lipim cu deja lipici bilateral. Este foarte comod, dar lipici subțire, pentru că este și lipici gros. Acest lipici este bun atunci când se rupe partea aceasta a cărții. Aha. Atunci o adăugăm și o lipim înapoi. Ceea ce este legat de copertă, folosim lipiciul subțire. Așa, am înțeles. Tăiem și facem colțișoarele din hârtie, e ceva origami care e bine să mai lucrăm și cu degetuțile. Aceste colțișoare la fel protejează colțurile copertei. Da. Cum se fac? Foarte ușor, chiar este foarte ușor și foarte interesant. E bine să arătați la copii cum ele se fac. Ia să vedem. Cum facem colțișoare pentru copertă ca să o păstrăm? Sunt diferite mărimi. Deci luăm cel mai mare ca să se vadă cum se face. Deci, așa. Prima. Vai, cât de repede. Foarte repede. E prea mare. Noi așa. Aso. Micșorăm puțin. Așa. Și acest colțișor îl ascundem. În interior. În interior. Wow. Cât de simplu. Iată așa. Deci este foarte simplu, foarte ușor. Se primește colțul care apoi îl... Opa. Iată așa. Iată cum. Arată bine, vă puteți semna aici, Putem semna, putem alege culoarea hârtiei de culoarea cărții și se primește așa, ca un fel de aranjament. Așa. De multe ori sunt cărți care trebuie învelite. Profesorii de fiecare dată optează pentru, insistă pentru învelitori. Dar nu găsim mărimea și de multe ori sunt cărți așa mai nestandarde. Cum facem o învelitoare? Deci, dacă se știe că chiar în multe școli se dorește să fie acoperit cu tapetă. Tapeta, de când o știm noi, că ea este
într-adevăr rezistentă. Dar nu se vede manualul. Exact. Nu toți pot scrie că într-adevăr e manual de. Este altă idee, iarăși, lipiciul transparent. Așa. Se primește practic, ai tot cartea aceasta, el este, cartea se vede. Am înțeles, iată cum. Și protejată. Și iarăși, dacă coperta noastră este puțin mai mare, ce putem noi face? Deci, firul de călcat a fost pretutindeni ceva un ajutor. Tăiem măginițele care sunt mari. Și le ascundem totuși cu alt lipici, poate înăuntru. Mergem pe procedura aceea noastră, cea dragi noastră părinți, care noi o cunoaștem, de atunci de când învățam și noi la școală. Dar, desigur, tehnologiile avansează și văd aici și un pistol cu clei. Termopistol. Așa, pentru ce îl folosim noi deseori, că în carte nu stăm doar la o pagină, deci ne mai mișcăm pe la alte pagini. Ca să nu pierdem noi firul unde am rămas, deci ia cătălui, ar fi bine să-l lipim cu pistolul. De ce? Pentru că lipiciul nu a să-l prețină. Și iarăși, el este ascuns între a doua copertă. Aha, iată, între astea două. Și atunci spunește el se ține mai bine. Dar îl lipim cu pistoletul, adică cu pistolul fierbinte. Cu termopleiul, da. Foarte simplu. Observ aici o bandă elastică. Asta cam ce-am putea face din ea? La fel poate fi ca un semn de carte care ne poate ajuta nu doar pentru ca să găsim semnul, dar dacă îl punem pe interior, într-așa fel, da? La fel, îl ascundem sub a doua copertă, adică mai între carton, între carton și copertă, așa. După ce am lipit-o, adică asta e prea lungă, într-adevăr, deci ea ne poate fi ca ajutor ca să nu se deschidă cartea când o punem în ghiozdan. Aoleu, și rămâne cartea închisă permanent și nu se bățesc foile. Iată cum. Cu alte cuvinte, prieteni, trebuie să menținem cartea în ordine. Eu înțeleg că mulți elevi ar putea zice, dar păi eu atât am învățat din cartea asta, am rost fiecare pagină de asta, domnul profesor, e în stare asta. Dar iată că astăzi ați învățat, prieteni, cum să le reparați. Bun, ce zic, dar e permis, de exemplu, o copertă moale să o transformăm în una tare? Adică n-ar putea să ne facă cineva observații că ce ați schimbat clasica copertă moale cu una tare? Într-adevăr poate să fie, dar de la început, cărțulea când este nouă, oricum are o copertă puțin mai groasă. Și faptul că noi peste un an îi adăugăm un strat de carton puțin mai gros, adică nu o să diferi deloc. De aceea trebuie să alegem culoarea cartonului de culoarea manualului. Iată cum. Dar în cazul în care sare o pagină, cum o lipim? O lipim din locul din care a sărit sau trebuie să scoatem coperta mai întâi, să o lipim în interior și pe urmă spunem? Iarăși depinde de felul de manual. Adică este acolo, într-adevăr, putem scoate coperta și adăuga, adică lipim cu alt ajutor, cu altă filă de hârtie. Adică s-ar primi că noi mărim puțin foaia care s-a rupt și o lipim sub copertă. În acel caz când nu putem, se folosește iarăși scociul transparent, însă nu este într-adevăr atât de poate estetic, însă el mai păstrează. Sau se poate folosi iarăși fila de hârtie albă lipită între ele, dar să fie albă de aceeași culoare cum și cartea. Am înțeles. Ce alte activități extracurriculare mai predați acolo în cercul ăsta al vostru? Hai, pe lângă faptul că îi faceți mici restauratori de cărți, ce îi mai învățați? Principala noastră idee a centrului este să învățăm copiii să iubească natura. Să iubească tot ceea ce ne înconjoară pe noi. Adică să ne învățăm să reciclăm tot ceea ce avem a nostru acasă, adică să nu aruncăm. Și iarăși, dragoste de cel ce este alături. Chiar și restaurarea cărților, e tot un proces de reciclare, pentru că folosim mai multe materiale, din câte văd. Da, da, este un proces destul de interesant și vă spun că chiar copiii sunt interesați de această chestie. Necând la faptul că gadgetul, jocurile sunt, da, mai captivante, dar vă spun, s-au săturat și ei de ele. Așa, se plictisesc. Sigur. Dacă părinții noi, de cele mai multe ori, n-avem noi când să reciclăm, să împărțim gunoiul și așa mai departe, cum îi simțiți pe acești copii? Iată, generația asta nouă. Sunt ei mai responsabili la capitolul ecologie? Sau totuși asta vine, trebuie să le dezvoltăm? Nu pot să spun da sau nu. Nu ar fi corect din partea mea, dar, într-adevăr, absolut totul trebuie să dezvoltăm noi. Copilul se naște o foaie albă. Deci, ceea ce vrem să vedem de la el, trebuie să-l învățăm, să-i arătăm, să-i fim exemplu.
cu toate astea, îndemnăm pe copii să nu ajungă în situația când trebuie să adune cartea pe bucăți ca pe un puzzle, să-l lipească cu 10 metri de lipici. Totuși, cărțile trebuie păstrate. Iar dacă ați avut marele nenoroc, cum am avut eu, de exemplu, să vă aduc copilul o carte distrusă acasă și voi să o exploatați încă un an de zile, atunci sfaturile dumneavoastră, să știți că chiar sunt foarte și foarte importante. Apropo, prieteni, acest interviu îl puteți urmări pe canalul nostru de YouTube, dacă l-ați ratat, și o să învățați pas cu pas să faceți aceste colțișoare pentru a proteja cartea. Deci, acum, în concluzie, cartea poate fi salvată, doar trebuie să vrei. Cartea poate fi salvată, dar cartea trebuie îngrijită și chiar ca pe un suflet, cartea este un suflet, trebuie păstrată. Noi vă mulțumim pentru ceea ce faceți, pentru că îi inspirați pe copii și le dezvoltați responsabilitățile. Vă mai așteptăm la noi cu alte trucuri pentru a le face viața mai ușoară. Vă mulțumim mult! Vă mulțumim!